Flăcări puternice au izbucnit pe parcursul nopții în bătătura unei gospodării particulare situate pe raza localității Mihăieș, comuna Horodniceni, după ce o țigară a fost aruncată aprinsă la întâmplare. Militarii detașamentului de pompieri folticeni, sprijinul cărora au sărit și lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență din comuna Cornulunci, au intervenit cu numai puțin de 5 autospeciale de stingere, cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor ardeau generalizată de postul de animale și acoperișul unei construcții corp comun din în bucătărie de vară și casă de locuit. Mai bine de două ore a durat lupta pompierilor cu flăcările care au transformat în scrum adăpostul de animale, construit din lemn pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați și acoperișul corpului comun cu velitoare din șindrilă pe 150 de metri pătrați, degradând serios și pereții locuinței. Cercetările efectuate după stingerea flăcărilor au dus la concluzia că incendiul a izbucnit din adăpostul de animale, cel mai probabil din cauza fumatului în locuri nepermise. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.